După mulți ani de așteptare și nenumărate cereri adresate autorităților, satul Corona din comuna Albești a primit undă verde pentru lucrările de asfaltare atât de necesare. Acest proiect de infrastructură va aduce îmbunătățiri semnificative a vieții locuitorilor. Compania de drumuri a început deja reabilitarea completă a rețelei de drumuri pline acum de denivelări și gropi. Cum vă descurcați să ajungeți la Albești, la Mangalia? Și grupul negru. Ce înseamnă asta? Adică mergeți pe, pe pământ? De cât e timp e drumul prost? De când nu mă știu eu și de când se știu părinților mei. Și când plouă și când ninge? Da, o luăm la picior. Și nu-i greu? E greu, barem eu cu diabetul meu ce să fac? Fac insulină, vai de lume. Lucrările avansează în ritm alert și se estimează că întregul proiect va dura câteva luni, dar rezultatele finale vor fi cu siguranță cele așteptate de toți locuitorii satului și ai comunei. Lucrările vor spori siguranța rutieră și vor contribui la dezvoltarea economică a regiunii. Mulți locuitori din comună sunt de părere că modernizarea drumurilor va atrage și investitori, se vor crea locuri de muncă, iar calitatea vieții va crește. Satul Corona a fost înființat de regele Ferdinand I, care a dat pământ veteranilor din primul război mondial. Inițial, satul s-a numit Corona de Oțel. Legenda spune că pe aceste meleaguri a fost găsit un tun de oțel din războiul de independență. Din țeava acestuia neatinsă de rugină ar fi fost turnată o coroană pe care regele Carol I ar fi purtat-o vreme de 48 de ani.